Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal cer excluderea a doi foști membri ai formațiunii politice și anunțarea vacantării celor două locuri. Grupul PNL a cerut excluderea lui Liviu Mazilu și a Adrianei Bădănoiu, întrucât cei doi nu mai sunt membri ai Partidului Național Liberal. Conform legii, nu mai pot ocupa funcțiile de consilier județeni. S-a depus la registratura Consiliului Județean toate documentele care atestă faptul că și-au pierdut calitatea de membru al Partidului Național Liberal pe data de 8.1.2014 și în speță în 30 de zile trebuie supuse comisiilor de specialitate și plenului Consiliului Județean. Credeți că se va ține cont de această solicitare? Nu este pentru prima dată când cereți acest? Dacă se va ține cont sau nu vom vedea, dar noi trebuie să cerem și să reamintim președintelui Consiliului Județean faptul că ne dorim cele două posturi de consilier județean pentru că este dreptul nostru prin vot al cetățenilor județului Mehedinți. Consiliul Județean Mehedinți funcționează cu 5 locuri de consilieri rămase vacante după demisiile lui Marius Bălu, Andin Odiț, Eugen Manofu, Cristi Nistorescu și Ionuț Pătaru. Toți sunt aleși pe DL. Uniunea Națională pentru Progresul României, membră a Alianței de Centru-Stânga, membră a Uniunii Social-Liberale, a defunctei Uniunii Social-Liberale și membră a Uniunii Social-Democrate, din luna ianuarie 2013 așteaptă, a depus solicitările și a făcut toate demersurile juridice până la judecată, dar văd că oamenii ăștia nu se simt bine decât dacă au o decizie judecătorească în acest sens, pentru a mai se constata încă o dată abuzurile, în ocuparea locului vacant de consilier a domnului Cătălin Cotarcea, membru nostru UNPR. Prin urmare, se vede treaba că în Consiliul Județean Mehedinți lucrurile în continuare se fac haotic. O situație similară este și în cadrul Consiliului Local Drobeta Turnu Severin. Și aici s-au înregistrat mai multe demisii ale consilierilor, iar posturile încă nu au fost vacantate.